Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați venit la un video de genul Bobo încearcă. Data asta încercăm un joc pe care mi l-ați tot recomandat de câteva ori de-a lungul timpului, de când s-a anunțat public beta-ul și toate alea. Ei bine, vorbim despre Gwent, The Witcher Card Game. Deci, este o alternativă pentru cei care jucați Hearthstone, este o alternativă ceva mai, mai bazată pe intelect, skill și toate alea decât este bazat Hearthstone. Pentru că Hearthstone, după cum bine știți și cum probabil v-ați obișnuit, Hearthstone este bazat foarte mult pe noroc. E bine, Gwent este bazat mult, gen foarte mult pe strategie, nu e așa de mult bazat pe noroc și credeți-mă, este un joc super fun. Ok, hai să vă arăt așa despre ce este vorba. Uite, avem niște challenge-uri, avem niște nebunii și aparent că o să aibă și un fel de campanie jocul ăsta, deci o să fie super fine. Așa că o să vă arăt, ia să noi, deci ce challenge-uri avem? Noi am făcut challenge-urile astea, am făcut ăsta, am făcut așa. Hai să facem... Am făcut pe monștri. Pe care am făcut? Am făcut pe Skellige, Nilfgaard. Când Nilfgaard sunt mai ușor de bătut acum, nu știu, sigur. Sau hai să batem Scoia'tael-ul cu pachetul meu preferat de monștri. O să explic imediat cum trebuie să jucați și ce trebuie să jucați în jocul ăsta. Pe scurt, aici aveți ca în Yu-Gi-Oh! Pentru cei care mai țineți minte, aveți spell-uri ce au efect de vreme, aveți spell-uri ce dau buff-uri, spell-uri ce se ocupă în diferite feluri. Dar la început vă alegeți ce spell-uri doriți voi să aveți și vedeți aici, deploy înseamnă Battlecry pentru cei care jucați mult, Hearthstone. Ok, cred că mi-ajunge. Eu cred că sunt ok cu astea. Pot să fac o treabă. Ideea e să nu jucați foarte mult multe cărți la început și trebuie să câștigați două runde din trei. Ca să câștigați, să aveți pe scurt mai multă putere pe masă decât are inamicul. Deci avem un inamic aici. Hai să vedem noi ce putem pune. Ține cont că el a pus ăla acolo. Am să-i îngheț partea de sus încât să-i dea damage de în fiecare rundă. Iar cărțile mele să aibă un avantaj pentru că am un teren înghețat acolo. Pentru că am teren înghețat, Ilmeris, pentru cei care ați văzut seria de Witcher 3, îl știți pe Ilmeris. Ok, sună foarte mulți acolo. Deși e posibil să câștig, aș vrea totuși să-mi asigur câștigul. Mi-aș putea asigura câștigul. Aș putea să joc pe Tres de 7 damage. Hai să o dăm pe asta jos și am să dau enter după asta. Dacă dau skip acum, ok, dacă dau skip acum, ideea că nu o să funcționeze așa cum trebuie. Așa că hai să mai facem o de asta. Cred că am să dau skip acum, fie ce-o fi. Oh vai, am să dau skip acum. Cred că am să pierd unda oricum. Ok, a dat pas, am câștigat o rundă, super! Ideea e să nu-ți consum foarte mult cărțile pentru că s-ar putea să ajunge în runda, nu știu, a doua sau chiar a treia fără cărți. Sincer, cred că vreau să scot asta. Perfect. Frost damage on your opponent's side. Ok, hai să vedem ce joacă băiatul ăsta aici. Și aici sunt diferite zone, gen unele cărți pot fi puse doar aici, unele pot doar aici, unele aici și unele merg peste tot. Gen, uite, să vă dau un exemplu. Ăsta merge peste tot. Dacă ai, spre exemplu, o catapultă, catapulta mai rău va sta aici, sau un turn, sau orice. Orice este mare, sau un mage, nu știu, uite, mage-ul ăsta poate sta doar în spate. Vedeți? Ce are simbolul aici? Ăsta poate sta doar în față. Iar ăsta este hero card-ul tău. Deci fiecare pachet are câte un hero card și are un efect mai hardcore decât celelalte cărți. Astea sunt legendarele, deci astea galbene sunt legendarele, avem pe Triss, avem pe Eredin, l-am avut pe Ilmerit mai înainte. Și acum hai să vedem ce putem juca, deci deploy damage an enemy, ok, hai să nu irosim ceva hardcore, hai să dăm asta, să ne tragem o carte de aur, tragem și pe Geralt aici. Damn it. Punem pe Geralt în față, să-l avem. Deci noi acum putem să dăm full YOLO ca să câștigăm. Eu zic că ar fi bine să dăm full YOLO. Cred că, văd că el tot pune pe ultimul rând. Hai să înghețăm ultimul rând ca să putem profita și de buff-uri. Scuze, e o muscă care tot se zbește de fața mea. Ok, am
înțeles, hai să folosim asta. Perfect, perfect. Ideea e că dacă își pierd alea să se ducă. Și nu mai am cu ce să-i dau a doua. Tu cât ai? 5 damage? E perfect. M-a spus, vreau să dau grav, vreau să câștig runda asta. Fie perfect, i s-a pus acolo. Tu o să vii aici. Să mă ajust aici. Oh, nu mai am de ăștia pachet, ok. Ce apare că am avut doi de ăștia. Cartea asta cumva, dacă mai una de asta în pachet, s-o scoată și pot o să sumunez exact în momentul ăla, deci n-ai nicio treabă. Frost damage on your opponent's side increased by 3. Oh da! Vreau mai mult frost damage. Crește frost damage-ul. Frost damage-ul se referă la partea asta. Ok, Geralt a primit un mic buff acolo. Advanced minion, hai să dăm buff la asta. M-a spus, mă duc full YOLO, nu mă interesează. Enough of this farce. Bedride, Enray! E bine, e bine. Il merit, te rog. Il merit, go. You shall die. Ok, hai să scoatem... Riderii nu i-am pe toți, deci probabil putem scoate ăsta. Oh, nu mai am încă o carte de Wild, de Frost. Acum aveam o carte de Frost, eram gen GG, I fucking win. Dar pentru că nu am... Ok. Și am câștigat! I win! Am câștigat. Simplu. Pentru că pur și simplu mi-am jucat toate cărțile într-o ordine mai bună decât Inamicul meu. Și am câștigat! Yay! Cum am spus, jocul ăsta nu se bazează pe noroc, pe strategie. Trebuie să anticipezi ce poate să-ți dea Inamicul și toate alea. Adică e super fun. Dacă vreți să-l luați, îl găsiți pe GOG, pe GOG Galaxy, nu știu, chestii genul ăsta. Hai să dăm grau. Adică mai trebuie să jucăm câteva meciuri ca să terminăm ăsta. Și o să vă arăt și cum e cu deschis de pachete. Și aici există pachete, cărți animate și nebunii de astea. Nu vreau scor. Scor ce de obicei e cam bulangiu pentru mine. N-am văzut să dea ceva cu weather effect-uri. Ăștia două își se-mi păstrez. Inmerit, e ok. Nu vreau ăsta. Ok, that's good enough, I guess. Hai să înghețăm. Tot la fel, cred că am să îngheț rundul ăsta. Rundul ăsta pare a fi preferatul lui și apoi o să trec pe al doilea. The storm is coming. Da. Let's enjoy the weather while we still can. Wow, ok there. Brave. Resistance is futile. Fara. Super, super, buff. There will be no negotiation. Perfect, perfect. Ai, mă, pe bune? Ok, bulangeală. Ok, ideea e că cărțile galbene nu pot fi afectate de nimic. Adică dacă scoate pe acum pe 3 să-i dau fix în cap, nu poți. Asta este singura parte nasoală cu jocul ăsta. Ok, hai să punem ăsta aici. Se boostează pentru că avem frost într-o zonă. Have strength, my love. Wow, serios? Serios, nu scoate? Ok. Shit. 3-9, nu o să profit bine de asta. Hai să-l bufăm înapoi. 7-7. Cred că va trebui să pierd o rundă. Da, cred că am să pierd o rundă, am să pierd o rundă. Nu vreau să irosesc cărți. Deja simt că irosesc cărți și nu vreau să irosesc mai multe. Da, zic, în jocul ăsta trebuie să pierzi o rundă ca să câștigi tot meciul. Iar el și-a folosit hero card-ul, deci e deja hardcore. Ok, asta să o păstrez, adică am nevoie de ea. Asta e Royal Decree, chiar am nevoie de Geralt, n-am nevoie de Geralt. Decoy. Been waiting a long time for this. Ok. Wow, ok, what the fuck. Am dat-o degeaba, felicitări, bobiță. Oh, el vrea să câștige grav. Hai să câștigăm runda asta, trebuie să câștigăm runda asta neapărat, adică trebuie să fac ceva. Ce pot face eu încât să... Ok, hai să erosim astea. Gata, acum pot să joc. Ok, runda asta trebuie să dau tot. Deci runda asta trebuie să dau tot ce pot, în așa fel încât să câștig. Merge bestia, presupun... Na, am să las așa. Și probabil două bestii de astea nu sunt cea mai bună idee. Deci va trebui să sumonez ăsta. Și apoi să sumonez ăsta. Dar nu am două.
Ok, hai să îngheț atunci ăsta aici. Și simt că am făcut o prostie mare, da, și nu cred că o să... Ok, bine. Mersi, mersi. Nu cred că mai am încă una. Trebuie să-mi gândesc dacă mișcările astea mai bine. Brave-ul e deja pront. Creștem damage-ul. Bine că nu mai avem primul. Aolo, legendară! Fuck. Ilmerit? Trebuie să jucăm totul bine. El are o tonă de cărți! Oh my god! So many cards. Oh, what the fuck! Mamă, mi-a mâncat tot acolo. Go. Aici. Hai să vedem aici. Death comes for you. Atât pot să dau. Super. Joel! Blasana! E bine. 24. Deși nu să aibă efectul de Brave. Efectul de Brave se pune atunci când... Vă să zic, efectul de Brave se pune atunci când inamicul are mai mult damage decât tine și chiar dacă pui cartea aia o să tot ai mai mult damage decât tine. Ideea e că eu s-ar putea să ambulan datorită frostului de acolo. Mamă. Acum nu mai am cărți. 26. I kneel before no one. Dai, pierdut cu una, nu cred! Hai mă, băi, cât de groaznic. Trebuie să-i scadă două. Ok, asta a fost bulangel de maxim. Ok, deci... Am învățat niște lucruri din chestia asta. Ops, ok, hai să mai dăm o dată. Aș încerca și alte pachete, dar... Ok, hai să încercăm cu ăștia, cu Skellige. Nu mai țin minte ce fac Skellige. Skellige știu că sunt foarte mult gen, trebuie să sumonez cărți de același fel. Încât să meargă. Astea-s mai ciudate. Ok, hai să vedem cum merge. Deci, da, vreau ploaie. Weapon, nu vreau ăsta. Nu vreau ăsta. Ok, Emion e ok. Ok, ce vreau să sumă? Ok, hai să dăm ploaie. Go fuck yourself. Le dăm ploaie. Ploaie e un efect destul de grav. Damage self by one. Choose an enemy and copy its power. Super. Humans have no place in Brockelon. Wow, cartea chiar se pune ca revive a card. Ok, atât să jucăm și noi pe nimeni. Don't throw drop cards, discard. Two cards can be gold from your... Ok, Hermione nu prea mă ajută aici. Geralt o să mă ajute. Super. Geralt mă ajută aici. Everything all right. Ok. Asta ce face? Damage 3 units by 1. 3 units, ok, deci nu prea mă ajută. Whenever this unit enters the graveyard, strengthened by one. Let's not get in the way of my axe. Nu știu dacă merită să risc mai multe cărți, dau. Măcar câte buff-uri are. Mă, uite ce animate astea, ce mișto e. Deci, îmi plac cum arată cărțile astea animate așa de fain. Ce aș putea eu face? Aș putea să dau... Units to the left by half of their power. Boost 3 damage. Ok, nu. Asta ce face? Toggle units lock. Aoleu, asta trebuie să-l schimb. N-am lock. Aș putea să dau încât să câștig. Dă-mi o carte golden. Nu, pe 3 damage. Chestia din spate. Păi da, mai degrabă de asta, că ea oricum scădea. A storm is coming. Let's enjoy the weather while we still can. Iarăși. Bă, mă rupe și mă nervează. Ok, am să renunț la runda asta acum. Oh my god, 2 puncte, bă, frate. Deci, jucă-ți așa gen... Trebuie să anticipezi, trebuie să-ți cunoști pachetul prea bine, încât să joci cum trebuie. Oh my god.
Vreau să scap de pitic. Nec. You've been waiting a long time for this. Wow. By the rates of Morhog. Așa, bun. Dol! Blasana! Hai cum avem de ăștia. By Heimdall's axe. Așa. Kayam! Ce bun era ploaia aia dacă aveam acum. Sentinel by 2. We'll greet him with fire and iron. Ok, n-a făcut. Holy fuck, the. Ok, Ilmerit, am nevoie. Hermion, pardon. I can help you if you wish. Oh, doamne. I don't know. Ok. I am who I need to be. Ok. Mamă, câtă damage are acolo adunat. Whenever the units enter the graveyard, strengthened by 3. We'll follow you always. Nu prea știu exact cum funcționează pachetul ăsta. Ok, cred că dacă pun o ultimă carte. Practic mai am 3 cărți în mână. Hai să punem să fie mai mult decât are el și să câștig. Ok, am luat runda asta. Oh my god, a fost egalitate? What? Și se pune? Ah, oh my god, doamne, nu vreau să știu. Ok, trebuie să ne întoarce la pachetul care știu să joc, boys. De jocul ăsta nu e așa ușor, de-aia vă zic. Oh, fuck, nu, nu. Jocul ăsta nu e așa ușor. Adică îți ia ceva să te obișnuiești cu el. Unde mi-e ăsta? Asta e un pachet pe care l-am făcut așa la plezneală. E super fun jocul după ce-l prinzi. Humans have no place in Broccolon. Any last words? Any last words? Ok, n-am nevoie de Clear Sky pentru că nu jucăm. Giant e bun. Dudu e ok. Giant iarăși bun, n-am nevoie de asta. Asta nu pentru că s-a ăla. Asta merge, e perfect. Asta merge, ok, am nevoie de boost. Ok, eu am să mă joc. Da, clar. Perfect. Simte gheața. Ideea e că el nu are ca abilitate să scoată gheața. El îți folosește cartea de gheață, gen asta. Dacă ai mai multe în pachet să le folosești, dacă ai numai una, să o folosești pe aia. Avem asta. O folosim de buff-ul ăsta, zic eu. There will be no negotiation. Ok, e o strategie. Mamă, ce strategie hardcore are asta. Ok, hai să folosim pe Dudu. Folosim pe asta. Cred că am să renunț aici. Nu știu dacă să renunț aici. Deploy, nu, bravely degeaba aici. Frost damage on your opponent's side is increased by 3. 7. Da, să-i dau niște damage. Și să închei aici. Am să închei aici. The storm is coming. Let's enjoy the weather while we still can. Facă, nu mă lasă! Bă, câta țigănime. Ok, am să renunț aici deja prea mult. Ok, super. Ok. Am nevoie... E bun, așa, așa, așa. Ok, vreau să scap înapoi de pitic. Piticul nu știu, n-am unit lock, n-am locked. Oh, da, asta am nevoie. Băi, ținând cum că n-am cum altfel să joc, așa, să înghețăm ăla acolo, deși cred că am să regret asta. So what's our plan? Ok. Trebuie să ții minte mereu că în runda a doua ăștia, deci trebuie să mă duc all out. Boost advergence units by 4. Asta cât damage dă? Stai așa, asta dă 3 damage. Și trebuie să duc ceva jos, nașpa. Nașpa că nu mai am un frost, dacă aveam un frost să-l pun acolo grozav. Îmi trebuie 3 frosturi, frate, deci dacă aș avea 3 frosturi ar fi grozav. Kayam!
hai tu. E răbdin, știu că poți. Am nevoie de la tine. De ăsta care să punem aici. Super. Hai că încetul cu încetul îi facem noi rost de chestii. Îi rupem, îi rupem, nu-i problema. Scoatem și pe ăsta. Încăm ăsta aici și facem rost de damage. Perfect. Aaaa. Ok, fii brave, fii curajos, ăla-i. Fost curajos. We'll win. Ce face? Că n-a făcut nimic periculos. Buff? Everything all right. Oh my gosh, a bufat aia. Da, câștig! Câștig! Woo! Fuck off! Ale, mă! Nice one. Da, mă, oameni buni. Cam așa se joacă Gwent. Este un joc destul de fun. Prima și prima oară când am văzut în jocul Witcher, în The Witcher 3, nu m-a prins atât de tare pe cât cum m-a prins acum. Și sincer e super, super distractiv. Adică mi se pare super distractiv, e chill, e ok și necesită mai multă gândire logică față de Hearthstone, să zic așa. Și aici vă deschideți pachete și drăcii de genul ăsta, puteți să le craftați. Și cum să zic, cumva pachetul vă dă 4 cărți random sau 5 cărți random și vă mai dă una în plus pe care o alegeți. Deci cumva o rară, de-aia aveți o garantată o rară pe care puteți să o alegeți din 3 parcă. Dar acum de un keg, că vă arătam cum e un keg opening sau ceva. Dar da, oameni buni, dacă v-a plăcut acest video și nu știu, probabil veți vedeți mai mult Gwent pe viitor, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!